Ramon Pandele vă prezintă jurnalul AgroTV. Bine v-am găsit! România este o țară bine cunoscută la nivel european pentru potențialul său fantastic în agricultură și zootehnie. Cu toate acestea, deși avem materie primă din belșug, aceasta rămâne neexploatată sau este exportată în alte țări, din lipsa instrumentelor necesare procesării. Situația rămâne una paradoxală. Țara noastră exportă ieftin materie primă, dar importă produse străine făcute cu ajutorul materiei prime exportate la un preț mult mai scump. Din multe motive organizatorice și mai ales interese financiare, lipsa sistemelor de procesare creează un deficit uriaș atât financiar cât mai ales din punct de vedere al dezvoltării comunităților locale. Din păcate, preferăm să importăm din alte țări alimente procesate pentru că de acolo este mai bun decât să producem intern, mai ales în condițiile în care vrem să cumpărăm mărfuri alimentare românești. Există și exemple pozitive care ne arată că se poate. La Ciugud, în județul Alba, unul dintre cei mai mari procesatori de nucă din România, dar și din Europa Centrală și de Est, a investit peste 5 milioane de euro într-o fabrică de ultimă generație. Acolo sunt procesate peste 7.000 de tone de nucă pe an, unde un procent este folosit în anumite combinații sau batoane nutritive. Calitatea producției românești este recunoscută și de Departamentul de Agricultură al Statelor Unite. Un alt exemplu care ne arată că lucrurile încep să capete conturi și în România este proiectul de procesare a lănii, unde se discută despre cea mai importantă fabrică din Europa, construită pe pământ românesc. Investitorii români din comuna Făgețelu, județul Olt, au primit suma de 182,59 de milioane de lei în cadrul unei scheme de ajutor de stat. În acest proiect este menționată o hală de producție în suprafață de 12.500 de metri pătrați, 3 linii de spălare lână brută cu o capacitate unitară de 1 tonă pe oră pe linie. Pe lângă acestea vor mai fi și alte elemente, precum instalații de centrifugare pentru extragerea lanolinei, 2 linii de peletizare, o stație de reciclare a apei și reintroducerea în circuit, 2 linii automate de prelucrare și ambalare produse finite, capacitate de producere a energiei prin panouri fotovoltaice instalate pe întreaga suprafață a halei. Fermierii români au materia primă necesară și posibilitatea de a se susține, fără să fie nevoiți să-și risipească producția. Dar, pentru acest lucru, este nevoie de fonduri, de promovarea acestei opțiuni, dar mai ales de voință politică.